găsit, dragilor! Sunt Diana Măcică. Haideți să vedem ce ne rezervă astrele și în această săptămână. Berbec. Vei avea noroc la serviciu în zilele următoare. Pe de altă parte, spre sfârșitul săptămânii, atunci când porți o discuție cu partenerul tău în vederea unei posibile mutări, vei avea parte de o ceartă în toată regula pe seama locației. Schimbarea te face nervos. Taur. Dacă ești singur, s-ar putea să ajungi în punctul în care să te decizi să te muți cu părinții, asta pentru că au o sănătate precară. Ai ajuta pe alții, îți ocupă atât de mult timp, încât uneori uiți de propriile dureri și probleme. Gemeni. Ți s-a oferit vreodată o a doua șansă pentru că ai evoluat și te-ai schimbat? Se prea poate să fii pus în poziția de a lua o decizie foarte importantă atât pentru tine, cât și pentru cealaltă persoană. Cântărește bine toate lucrurile întâmplate. Rac. Stai liniștit atunci când explici minorului din familia ta că e necesar să aibă un liceu terminat pentru a obține un loc de muncă și pentru a deveni independent financiar. Ai grijă, deoarece nervozitatea ta este contagioasă și s-ar putea transforma totul într-un adevărat scandal. Leu. Dacă slujba ta necesită să călătorești mult, zilele tale pot părea mai lungi decât de obicei în această săptămână. Totuși, chiar dacă ești obosit, încearcă să zâmbești în continuare. Totul se va finaliza beneficie. Fecioară. De joi vei simți nevoia să-ți mulțumești partenerul de viață. Relațiile voastre n-au fost chiar în parametrii normali în ultimul timp și e posibil să simți că pierzi teren. Neînțelegerile dintre voi de până acum te fac să iei taurul de coarne și să-i demonstrezi perechii tale că totuși încă o vrei alături de tine. Balanță. În cazul în care locuiești de mult timp cu aceeași persoană și privești relația ca fiind una destul de serioasă, îți vei pune întrebarea dacă nu cumva ar trebui să o și legalizezi. Pe de altă parte, în weekend, un părinte bolnav va avea nevoie de ajutorul tău. Scorpion. Ești îngrijorat pentru tine și partenerul tău, care pare destul de deprimat. Încerci să-l ajuți cu ce poți și vei fi apreciat pentru maniera în care te comporți. Cu toate acestea, spre sfârșitul săptămânii, toate problemele dispar în mod miraculos. Săgetător. Dacă lucrezi cu normă parțială în industria IT, vei fi ofertat de o firmă mare care îți va propune normă întreagă și creșteri salariale în funcție de performanță. Ar trebui să te gândești bine înainte de a face o alegere, indiferent de ce promisiuni ți se vor face. Capricorn. Nu te aștepta la mai puțină muncă săptămâna aceasta. Dimpotrivă, vei lucra și mai mult pentru că al tău coleg este în concediu medical. Partenerul tău de viață nu este conștient de această stare de epuizare pe care o ai, iar asta pentru că o ascunzi destul de bine. Vărsător. Întâlnirea pe care o aveai programată va fi amânată, ba chiar se poate în cazul în care lucrezi în vânzări, ca unul dintre cumpărători să-și amâne achizițiile. Totuși, spre sfârșitul săptămânii, vei avea o nouă bază de clienți care va achiziționa majoritatea produselor și serviciilor pe care le oferi. Pești. A fi liber profesionist te încetinește pentru că ai nevoie de odihnă. Ar trebui să nu te mai pui pe tine pe locul 2, chiar dacă ai nevoie de resurse financiare imediate. Recomandat este să-ți îngrijești sănătatea cât de mult poți. Cam atât pentru astăzi, dragilor, ne revedem și data viitoare!